Vernisajul expoziției de fotografie Camera Zancamare a avut loc vineri la ora 17 în incinta Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Printre vorbitori au fost Andreea Mogoș, coordonatorul clubului foto, Călin Hința, decanul facultății, și Elena Burdan, șeful catedrei de jurnalism. Andreea Mogoș, coordonatorul expoziției, ne oferă mai multe detalii despre cum au luat naștere aceste fotografii și de ce au ales Camaret-sur-Mer. Fotografiile au fost realizate în localitatea Camaret-sur-Mer, în Franța, și au fost realizate în cadrul programului intensiv Producția informației și practici jurnalistice în Europa, în care Universitatea Babeș-Bolyai este partener alături de Universitatea Paris 8, Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona și Universitatea Westminster. Tema este explorarea unui tărâm exotic, aș spune, pentru cineva care s-a născut undeva în mijlocul continentului, care vede marea de obicei doar în concediu, care e copleșit atunci când vede oceanul și când vede toată sălbăticia și frumusețea care se întâlnesc acolo cu istoria. Alături de aceștia au fost Ioana Filipaș, Adriana Sorean și Mihai Biriș, fotograf și absolvenți de jurnalism. Cel din urmă și-a exprimat gândurile în legătură cu această expoziție și astfel de proiecte fotografice. Se întâmplă și expoziții de fotografie în print, unde astea o să stea aici o vreme, probabil o săptămână, două, și lumea o să poată să treacă să le vadă. Nu o să vină altcineva să le îngroape cu mii de alte fotografii ca să nu se mai vadă nici măcar peretele. Fotografiile pot fi admirate pe peretele holului de la etajul 1 din incinta FSPAC până când o altă expoziție le va lua locul.